Consiliul Județean Suceava, în exercitarea competențelor partajate în domeniul apărării țării stabilite potrivit legii, întocmește, actualizează și pune la dispoziția Centrului Militar Județean monografia economico-militară a județului Suceava. Aceasta reprezintă documentul care cuprinde date și informații referitoare la principalele elemente geografice și de infrastructură, resurse materiale, umane și energetice, precum și alte date și informații din cadrul unităților administrativ-teritoriale necesare pentru susținerea efortului de apărare, asigurare a ordinii publice și securității naționale pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și de criză. Documentul a fost supus votului celor 36 de aleși în Consiliul Județean, dar fără ca datele monografiei să fi fost aduse la cunoștința acestora pe motiv că sunt clasificate ca strict secrete. Vicepreședintele Consiliului Județean, Ștefan Alexandru Băișanu, și-a exprimat părerea că nu este firesc ca un deliberativ să voteze cu ochii închiși fără să știe conținutul monografiei. În opinia mea, nu mi se pare normal că această chestiune să fie, acest proiect să fie accesat în cadrul Consiliului Județean, pentru că e un nonsens să votez ceea ce nu poți să studiez și nu poți să înțelegi și nu știi de fapt ce votez. Deci, în opinia mea, lucrul acesta a fost introdus greșit în dezbaterea Consiliului Județean, pentru că aici avem de-a face cu documente secrete în care trebuie să ai o aprobare ORMIS pentru cei care votează și pentru cei care deschid astfel de chestiuni. Asta e părerea mea. Acum, dumneavoastră veți hotărâi. Eu am senzația că acest proiect a fost introdus greșit. Băișanu a revenit și a subliniat că trebuie să existe o relație de respect între persoana celui trimis în Consiliul Județean și demnitatea pe care o ocupă. Iar pe viitor, pentru a evita astfel de situații jenante, i-a îndemnat pe colegii săi din deliberativ să facă demersuri pentru obținerea certificatului ORNIS. Să se înceapă o procedură pentru lucrul acesta, lucru care va fi folositor și pe viitor, în opinia mea. Dacă sunteți de acord, e un lucru minunat ca domnul secretar să purceadă la această acțiune, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți acest certificat ORNIS și acces la documente secrete, pentru că mi se pare absolut normal. Acest proiect de hotărâre de Consiliul Județean a fost adoptat fără voturile consilierilor județeni PNL, care au rămas consecvenți ideii că legiuitorul trebuie să fie primul care să aducă respect față de statutul celui ales, care este chemat să voteze în cunoștință de cauză.